Aș vrea să încep printr-o întrebare, și anume dacă atunci când ați derulat fotografii sau filmări cu, cu inundații, cu alunecări de teren, cu desine năruite și cu agoniseala de o viață luată de ape, dacă în momentele alea ați simțit milă. De asemenea, aș vrea să vă întreb dacă atunci când familia lui Liviu Pop, pădurarul din Maramureș, a rămas fără stâlpul casei, dacă în momentul ăla v-a stârnit cumva revoltă. Pentru că mila, empatia și revolta nasc schimbare. Astăzi, practic, asta se petrece aici. E nevoie de noi toți ca să schimbăm lucrurile, să rescriem lumea în care trăim. Și atâta timp cât ne asumăm să ieșim din pătrățica noastră confortabilă de zi cu zi și să surprindem cu adevărat realitatea, putem să se poate spune și putem să fim și altruiști, putem să ne gândim că fericirea cuiva ne mulțumește și pe noi. Și dacă noi, cei de aici, ne dăm mâna împreună cu cei care se uită acum la noi, cu siguranță putem să rescriem lumea în care trăim. În locația aceasta, câți puieți vor fi plantate? Noi am adus 1000, însă se pare că terenul ne permite să plantăm doar 200. Sperăm ca următoarea ediție, care va fi următoarea acțiune, care va fi în primăvară, să ne poată permite să plantăm un număr de puieți similar cu cel de la prima acțiune, cel puțin. Este planificată tot la Roman, da. Având în vedere că a avut succes și inițiativa de la Cotun și acum și cea de la Roman, a spus că o să vezi și din primăvară, cam câte astfel de inițiative doriți să faceți pe an, dacă aveți un, dacă v-ați propus un target? Nevoia este de a face cât mai multe. Vom face atât cât vom putea și ori de câte ori ne vor cere alții să ne implicăm, o vom face. Cu siguranță vom plata și primăvara și toamna viitoare. De unde sunt voluntarii? Din comunitate. Au venit ei, au apelat, i-au ascultat, cum, faptul că ați făcut în cordon și s-au gândit oamenii? În mare parte din inițiativă proprie.